Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Amin. Nu mai este mult! Aleluia! Nu mai este mult, frați și surori! Tineri dragi, nu mai este mult! Să ne ajute Domnul, așa cum spunea moldoveanul în unele din gândurile așternute pe hârtie în vers de cântare, dar până atunci voi lăuda pe Domnul. Până atunci, cu drag l-o-i aștepta, până în cea vii, când în cer voi ajunge. Lăudat să fie Domnul! Am din partea lui Dumnezeu să spun o vedenie și apoi câteva gânduri din Scriptură asupra cărora Domnul mi-a oprit privirea în seara aceasta. N-am venit cu un plan făcut de acasă și chiar dacă în mintea mea a fost o oarecare structură a lucrurilor, mi le-am așezat într-o altă formă. Însă în seara aceasta, Duhul Sfânt m-a așezat cumva pe un alt făgaș și cred din toată inima că sunteți dispuși să ascultați pentru câteva minute, câteva gânduri, câteva sfaturi. Nu că m-aș considera în postura unui om care să dea sfaturi, dar având în vedere că sunt unii și mai tineri decât mine puțin aici, permiteți-mi să îmi permit lucrul acesta. Era arătat din partea Duhului Sfânt în seara aceasta ca în o grădină, peste care era un fel de ceață. Probabil că în perioada aceasta toți suntem obișnuiți să înțelegem fenomenul acesta. Era o ceață așa care se lăsa peste o parte a grădinii, și apoi adierea așa o muta pe o altă zonă, cumva așa. Părea că lucrurile sunt sub control, ne convenea într-un fel, ne cădea bine oarecum ceața aceasta așternută oarecum așa, preponderent, peste pomii din grădina aceea. La un moment dat, din valul de ceață, am văzut că se apropie un bărbat îmbrăcat în haine albe, ca un specialist echipat corespunzător, și în dreptul fiecărui pom se oprea și avea un fel de proiector, un fel de bec foarte puternic, că ceața nu mai avea niciun gram de putere în fața acelei lumini și se apropia de fiecare pom și îl scana. Și mai trăgea câte o ramură de mai din mijloc, o trăgea mai aproape de proiector. Mi-a fost dat să văd ce vedea el. Frunze, frunze și iar frunze. Uneori era câte un rod mic, aici colo era câte ceva mai proeminent așa. Se mai vedea câte un mugur de floare, câte o floare scuturată și părea că a legat rod, puțin, puțin rod. Dragă adunarea Domnului, pentru toți care suntem în această seară, este cuvântul acesta. Indiferent în ce condiții ne-ar plăcea să ne acoperim nereușitele noastre, indiferent în ce situație și în ce conjunctură ne place să ne poziționăm sau să fim acoperiți, să fim camuflați, crezând că lucrurile sunt ok cum sunt, ascultați-mă bine, în seara aceasta, nu eu, că vorba fraților, înaintașilor noștri, eu vă cunosc până la cămașă, de acolo încolo, numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vă știe. Și în seara aceasta făcea o sesizare și un avertisment crunt. La cercetarea făcută a găsit rod puțin. Tuturor, repet, tuturor, mă frământ în dreptul meu, ce ar trebui, cum ar trebui să mă pun la îndemâna lui Dumnezeu? Să vină stăpânul și să caute rod și să fie dezamăgit? Gândul din Scriptură pe care l-am este din cartea
un împărat din Vechiul Testament, dacă deschideți împreună cu mine, nu voi citi textul în prealabil, vom merge parcurgând pasajul acesta până aproape de final, capitolul acesta, și apoi mergem la rugăciune sau cum frații vor hotărâ. Un împărat, capitolul 5. Câteva sfaturi de la înțelept. Dacă de la înțelept nu iei sfaturi, de la cine să iei? Și aici e vorba de Solomon. Din acțiunile lui, din modul lui de lucru, din felul de a trata problemele, din felul de a se raporta la responsabilitatea care îi revenea lui, vom extrage 3, 4, 5, vedem cum stăm cu timpul. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise totdeauna pe David. Solomon a trimis vorbă lui Hiram: știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Dragi tineri, ne aflăm în fața unei provocări imense, ca și Solomon odinioară. Ne aflăm în fața unui ogor, în fața noastră, din momente de felul acesta, de la vârste destul de fragede, ne stă în față o perspectivă de slujire, o perspectivă de lucrare, o perspectivă de acțiune. Mai ales în contextul în care Duhul Sfânt ne avertizează că trebuie să facem mai mult, nu am făcut suficient. Se pare că așteptările lui Dumnezeu nu au fost la nivelul pe care le-a pretins. Și în această seară, având în vedere că avem de acționat, avem de slujit, avem de lucrat ceva, avem de făcut ceva, va trebui să ne însușim rolul acesta, va trebui să ne responsabilizăm fiecare dintre noi și să ne uităm la omul acesta. Cum este tânărul acesta slujitor? Cum este băiatul acesta care este investit în lucrare și este chemat să facă o slujire, o slujbă? Spune el aici așa: știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului. Așa începe el. De obicei, întotdeauna începem referindu-ne la generația dinaintea noastră. Hiram, știi că tatăl meu n-a putut să zidească. De ce nu sunteți la nivelul la care Dumnezeu vă pretinde, tineri dragi? Păstorii noștri, slujitori, lideri de tineri, înaintașii noștri, nu, la noi a fost dezastru, la noi a fost problemă, la noi lucrurile nu au fost în ordine, ei sunt de vină. Uitați-vă la Solomon. Știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Ca să-ți poți îndeplini mandatul generației, în generația ta, ascultă-mă bine, niciodată nu acuza generația trecută. Omul acesta spune: da, tatăl meu nu a putut. Nu i-a fost oarecum încredințat lui mandatul acesta, pentru că el a avut o altă lucrare de făcut. El a fost înconjurat cu războaie, el a trebuit să mărească teritoriul lui Israel, el a trebuit să așeze din nou pacea până la granițele țării noastre și dincolo de granițe. Tatăl meu n-a putut din cauza aceasta. Bătrânii noștri n-au reușit să facă ce facem noi pentru că, chiar dacă faci referire la ei, ascultați-mă bine, modul cum ne raportăm la generația dinaintea noastră înseamnă înțelepciune. Sau înseamnă prostie. Omul acesta spune așa: cei dinaintea mea n-au putut să facă lucrul acesta pentru că au avut alte lucruri importante în generația lor de făcut.
De ce nu-i har în adunările noastre? De ce nu sunt tinerii la nivelul de sfințire pe care Dumnezeu îl așteaptă? Frate, mai întrebi? Tu nu știi cine e păstor la noi? Tu nu știi cine e în comitet la noi? Tu nu știi cine înaintașii noștri? Tu nu știi că ei, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu ce. Primul lucru pe care îl subliniem. Nu acuza niciodată generația dinainte. Nu acuză. Chiar dacă te referi la un lucru care nu l-au făcut, fii realist și privește din ce pricină nu a putut să facă lucrul acela. Asta se întâmplă în reversul a ceea ce spun eu acum, se întâmplă în politică, frați și surori. Tineri dragi. În politică n-ai cum să te ridici sus dacă nu acuzi pe ăsta și pe ăsta. Trebuie să te sprijinești pe două alte partide ca să sări tu în sus, că altfel n-ai cum. Asta de fapt este politica. De fapt, cine este mai sus în politică este cel care are pe ce se sprijini ca să se arunce cât mai sus. Atât. Am ajuns între noi să ne rezemăm pe cei dinaintea noastră, să ne rezemăm pe nu știu ce, pe generație, pe tot felul de scuze, ca să ne putem justifica noi. Niciodată nu acuza generația dinaintea ta. 2. Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat o dihnă din toate părțile. Nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri. Apreciază ce au făcut cei dinainte. Apreciază ce au făcut cei dinainte. Știi de ce nu ai războaiele care le-a avut David, Solomon? Pentru că tatăl tău și-a făcut datoria. Știți de ce sunteți voi azi în adunările acestea mari, frumoase, în condiții bune, într-un număr așa de frumos? Știți de ce? Pentru că înaintașii noștri au postit și s-au rugat, au strigat către Domnul, au crezut prorociile lui Dumnezeu, s-au pus în post și în rugăciune, s-au pus ca o stabilă în fața oricărui atac vrăjmaș și astăzi suntem frumoși, suntem tineri, suntem mulți în casa lui Dumnezeu. Apreciază ce a făcut cei dinaintea ta. Nu poți să fii un om înțelept și nu poți să dobândești mai multă înțelepciune dacă nu te știi raporta la generația dinaintea ta. Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat o dignă din toate părțile. Nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri. Când veți merge în adunările voastre și veți spune asta slujitorilor voștri, fraților, știți de ce suntem noi astăzi atât de liberi și atât de bucuroși? Pentru că voi ați stat în pușcăriile comuniste. Pentru că voi ați plătit cu bătaia, cu lipsa și privați de libertate prin tot felul de sedii de poliție. Pentru că voi ați făcut ceva pentru noi. De aceea suntem noi bine azi. Ascultați-mă. Nu ironic, ci uitați-vă la omul lui Dumnezeu înțelept. Mergem mai departe. Iată că am de gând să zidesc o casă în numelui Domnului Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David zicând, fiul tău pe care îl voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă în numelui meu. Poruncește acum să se taie pentru mine cedrii din Liban, slujitorii mei vor fi cu ai tăi și îți voi plăti simbria slujitorilor tăi așa cum vei hotărâ tu. Dacă toate lucrurile au fost bine până aici, cu privire la generația mea, spune Solomon, vreau să-mi asum mandatul pe care Dumnezeu mi l-a încredințat. Am de gând să zidesc o casă Domnului. Mă așez în planul lui Dumnezeu, mă așez în proiectul lui Dumnezeu, mă așez în cursul prorociilor și a făgăduințelor făcute de Domnul și vreau să-mi însușesc mandatul pe care l-am. Iubiții mei, indiferent cum or fi vremurile, indiferent ce putem să constatăm noi în generația noastră, va trebui să ne asumăm și să mergem înainte. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat la un bărbat din Israel, cel mai mic din casa, din familia cea mai neînsemnată și din seminția cea mai mică. Știți cum l-a chemat? În gând știu că spuneți tot, spuneți unul cu voce tare. Gedeon. Doamne, eu știu că Tu ești cu noi, dar te uiți un pic la condiția în care trăiesc eu?
Tu observi în ce generație m-am născut eu? Tu observi ce-i la granița țării noastre? Tu vezi în ce situație sunt? Eu strâng grâul în piasc de frica lui Madian, îl ascund, sunt cel mai mic, sunt cel mai nesemnat din casa tatălui meu. Doamne, Tu observi unde m-am născut eu, în ce situație, ce vină am eu că-s aici? Și Duhul Sfânt îi spune lui Gedeon, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Care aceasta? Oare nu te trimit eu? Iubitul meu, ascultă-mă bine. Una din problemele generației noastre este asumarea crucii. Frate, noi suntem aici, în situația asta, noi suntem 2, 3, noi suntem 10, noi suntem 15, noi suntem puțini. Păi dacă mă uit la voi, dacă ne uităm la Deva, apoi aici sunteți mulți, apoi la noi în biserică scriți sacii pe o parte și nici ăștia toți. Suntem puțini. Ce să facem noi? Să-ți asumi crucea și să mergi înainte, pentru că aici stă puterea unui slujitor. Cu puterea pe care o ai. Eu te trimit, zice Domnul. Te duci înainte. Doamne, dar eu n-am lucruri acum. Uite, eu m-aș apucat de casă, dar n-am lemn, n-am cutare. M-ai așezat în țara asta unde nu este. Nici nu m-ai pus și pe mine în altă parte. Nu. Vei găsi soluții să ieși din impasul acesta, dar trebuie să-ți asumi. Și Solomon zice, iată că am de gând să fii desfocată, Domnul. Când ai de gând să faci ceva pentru Domnul? Când? Când se iscă în mintea ta? Când încolțește în mintea ta gândul acesta? O fi cum o fi vremea în care trăiesc, o fi cum o fi lumea în perioada aceasta, o fi materialismul la ce nivel o fi, o fi puterea posesiunilor la ce putere o fi. Dar eu am de gând să fac ceva pentru Domnul. Am de gând, mi s-a născut ceva în mintea mea, simt că Dumnezeu în generația mea mă cheamă să fac eu ceva. Vreți să ne însușim? Vreți să ne asumăm rolul pentru care Dumnezeu ne-a chemat și să facem ceva pentru Domnul? Vă apreciez și știți că aveți toată aprecierea din partea mea, din partea noastră, din partea liderilor dumneavoastră, tineri dragi. În gândul dumneavoastră și în gândul nostru ar trebui să fie mereu. Am de gând să fac ceva pentru Domnul. Aleluia. Frate lider, am de gând să fac ceva pentru Aleluia. Domnul. Am de gând, frate păstor, să fac și eu ceva pentru Domnul. Să-i vedeți cum stau și scriu bilete și spun departamentul ăsta, te ocupi tu de el, departamentul ăsta, că aici este frumusețea slujirii. Să ai oameni care au de gând să facă ceva. Mergem mai departe. Unu, nu acuză. În al doilea rând, își omul care recunoaște ce au făcut cei dinainte. În al treilea rând își asumă, am de gând să fac și eu ceva. Își asumă că trebuie fiecare generație să facă ceva. În al patrulea rând spune Biblia aici. În versetul 6, partea care nu am citit-o. Căci știi că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonieni. Așa îi scrie lui Hiram. Împărate, am un popor mare. Am o echipă frumoasă, dar ascultă-mă, nu le știm pe toate. Nu le știm pe toate. Ai tăi știu să taie lemnele mai bine ca ai mei. Ce ziceți? În generația noastră în care atot știutori fiecare în parte. Ce nu știi tu în generația asta? Ce nu știi tu, tânăr drag? Cine îți poate da ție lecții pe vreo direcție? Pe vreo, știu eu, palier? Vai de mine, te apropii de... Tu vrei să-mi explici mie asta? Te mai ai și la întrebări. Tu mi-explici mie? Dar tu știi cu cine stai de vorbă? Dar tu vezi pe cine ai în fața ta? Înțelepciunea din Solomon, zice Hiram. Trimite în lemn, dar dăm și niște oameni că... Noi nu le știm pe toate. Noi nu le știm pe toate. Ai tăi știe să taie lemn mai bine decât mine. Dragi tineri, ascultați-mă. Dacă vom reuși să urcăm pe culmea acestor înălțimi a înțelepciunii, ascultați-mă, vom fi niște oameni cu adevărat înțelepți. Ascultați-mă bine. Nu le știu pe toate, frate. Nu le știu. Aici tu ești mai bun decât mine. Zona aceasta îți aparține, fratele meu. Aici ești mai bun decât mine. Când ai spus ultima oară cuiva din adunare?
soră, du-te tu. Nu, pune-ți-o pe ea să facă solo la cor, că e mai bună decât mine. Te superi dacă nu. Oh, dar de ce, Alin, numai pe unii pui la solo? De ce numai unii apar pe listă la cântări, știu eu, dueturi? De ce numai pe ăla îl cheamă? De ce numai pe cealaltă? Pentru că e mai bun decât tine. E complicat să gândești așa? Asta e înțelepciune. Hiram, ai tăi știu mai bine ca a mei. Mergem mai departe? Un singur lucru. Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie. Păi și normal, când ai astfel de tine, frate Răducan, în adunare, apoi inima ți se umple de bucurie. N-a avut o mare bucurie, binecuvântat, îți vine să-i binecuvintezi, binecuvântat să fie astăzi Domnul care a dat lui David un fiu înțelept, drept căpetenia acestui popor, ți drag să-i propui undeva, ți drag să-i pui să facă o lucrare, ți drag să-i investești, ți drag să-ți pui, ia frate lucrarea asta și du-te înainte. Ți-e drag. Când nu stai cu ochii pe el ca pe butelie, să nu facă o trăznaie, să nu vorbească despre ceilalți, să nu dea în păstor, să nu dea în liderul celălalt, să nu dea în celălalt, ți frică, ești cu ochii pe el. Îl ții sub supraveghere. Și Hiram a trimis răspunsul lui Solomon, am auzit că ai trimis să mi se spună, voi face tot ce vei vrea. Voi face tot ce vei vrea. Acuzăm generația că nu predă, nu? Parcă tranzităm așa o perioadă, au trecut 30 de ani de la Revoluție, după Revoluție imediat lucrările din Biserica Pentecostală au căpătat o oarecare amploare, au început să investească slujitori în câmpul Evangheliei, deja trecuse 30 de ani, oamenii aceștia deja probabil atunci aveau 30-40 de ani sau 25-30-35 de ani și acum deja sunt la capătul mandatului. Ăștia nu predă, frate, deja nu dă la nimeni, zice. Păi cui să dai? Găsești un înțelept din ăsta și îi dai tot. Te retragi și stai la balcon și ții mâinile sus toată slujba. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare și le voi trimite pe mare în plute până la locul pe care îl vei arăta. Acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ți le aduc până la tine acasă, Solomon. Tu pricepi? Când văd înțelepciunea, cum pui problema în lucrare, ți le aduc până acasă. Ceea ce cer în schimb este să trimiți merinde casei mele. Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. Îți cer ceva să te gândești la casa mea. Spune Biblia că Solomon a dat lui Hiram 20.000 de cori de grâu, de cori de grâu pentru hrana casei lui și 20 de cori de un de lemn curat. Iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. Asta e scrisă după ce o dat, nu înainte. Predica la noi un frate bătrân în vremea în care eram adolescent, așa, și spunea, fratele citea despre Zacheu din Luca, din Luca 19, de acolo, că Zacheu o zis că dă jumătate din avere și dacă o zis că dă, dar nu dă nimic fraților. Așa a înțeles dumnealui. Dar nu știu de unde citea asta, dar el spunea, Zacheu o zis că dă, dar nu dat. Cartea asta e scrisă după ce o dat. Iată ce a dat Solomon lui Hiram și casei lui în fiecare an. Aici e înțelepciunea, să rămâi consecvent. Să-ți asumi să plătești o parte. Nu te bazezi pe ce au făcut părinții tăi. Că spune Biblia că Hiram îl iubea pe David. Îl iubea mult de tot. Dar nu te bazezi pe relația cu el. Investești tu în relație. Investești tu în relație. Nu te baza că biserica voastră merge bine astăzi. Că sunteți prieteni cu frați din colo, din coace, că slujitorul dumneavoastră a fost înțelept și a știut să creeze relații. Creați voi relații. Nu vă rezemați pe ce au făcut alții. Creați voi relații. Vreți să mergem la rugăciune? Hai să vă citesc, mergem un pic mai departe. Stați-mă un pic. Amy, mai stai un pic, te rog. Citim și prima parte din versetul
12. Îmi place foarte mult. Domnul a dat înțelepciune lui Solomon. Stai un pic, noi acum vorbeam despre atitudinile unui om înțelept. Și la Solomon, înțelepciunea asta despre care noi spunem că a fost cel mai înțelept și Biblia îl cataloguează ca cel mai înțelept om, și asta a fost progresivă, frații și surori. N-a fost dintr-o dată. Uitați-vă aici. Și după ce îl vede Dumnezeu cum procedează și după ce îl vede Dumnezeu cum lucrează, mai dă o măsură de înțelepciune și mai dă o măsură de înțelepciune. Și zice Biblia că cine slujește bine ca diacon, dobândește un loc de cinste. Cine se califică bine pe palierul acesta, dobândește o treaptă mai înaltă. Cine se califică bine la capitolul acesta, urcă mai sus și urcă mai sus și urcă mai sus. Și scriam odată că nu poți să fii locul 1 dacă n-ai reușit să treci prin toate etapele și dacă n-ai lângă tine locul 2, locul 3, locul 4, locul 5. N-ai cum să fii locul 1. Dacă ești de unul singur, poți fi și primul și ultimul, că ești 1. Nu te poți poziționa pe locul 1 decât dacă ai știut să-ți așezi lângă tine oameni, să construiești relații, să construiești etape în viața de slujire. Tineri dragi, știți ce-mi doresc eu de la voi și pentru ce vreau să ne rugăm? Domnul a dat înțelepciune lui Solomon cum îi făgăduise. Eu cred din toată inima că pentru voi Dumnezeu făgăduise înțelepciune mai mult. Va trebui să o dovedim prin atitudinile noastre, prin acțiunile noastre, prin devotamentul nostru, că merităm mai o treaptă de înțelepciune. Și cred din toată inima că se va ridica și este oarecum în ascensiune o generație de tineri înțelepți. Și care vor deveni, la anul viitor vom fi mai înțelepți. Mai înțelepți în vorbire, mai înțelepți în atitudini, mai înțelepți în râvnă, mai înțelepți în ținută, mai înțelepți în toate. Eu cred din toată inima că înțelepciunea e progresivă și dacă noi tratăm lucrurile bine azi, vom căpăta mai multă înțelepciune. Vreți să ne rugăm pentru înțelepciune? Ne ridicăm în picioare și intrăm la rugăciune.